Potrivit unei hotărâri emise de Comisia Națională a Pieței Financiare, cei mai mulți bani vor fi cheltuiți pentru verificarea Moldova Growing Bank, puțin peste 267.000. Instituția este urmată de compania de asigurări Asito, 119.000. Pentru celelalte companii, suma variază între 35.000 și 1.500 de lei. Experții independenți spun că urmarea acestor verificări ar putea ieși la iveală cine cu ce se ascunde în spatele băncilor. Intuiesc că ar putea să existe anumite situații în care în spatele unor acționari nominali să fie alte persoane. Transparența acționarilor este foarte importantă și pentru regulator, pentru a preveni eventuale abuzuri din partea unor acționari rău intenționați, cum ar fi creditare frauduloasă. Expertul spune că este important nu doar să se verifice cine stă în spatele băncilor, ci și integritatea acestora. Pentru a evita situații în care acționarii să pună, de exemplu, presiunea asupra managementului instituției financiare de a obține anumite beneficii ilegale, cum ar fi, deci cum am menționat, creditele în condiții preferențiale. În ceea ce privește activitatea companiilor de asigurări, fostul ministru al finanțelor, Vyacheslav Negruța, a spus că pe lângă verificări trebuie create legi care să funcționeze. Este important să avem reglementări clare și legi care gestionează acest sector și respectiv de la sine vor decădea necesitatea acestor controle. Legea trebuie să reglementeze cine sunt acceptați ca și acționari, ca și proprietari în astfel de domenii financiare non-bancare. Deocamdată, reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare au refuzat să ne ofere mai multe detalii, explicând că verificările sunt în plină desfășurare.